La plus 4 grade Celsius apare cea mai mare densitate, dar și conținutul maxim de energie. Această temperatură de plus 4 grade Celsius se mai cheamă punct de anomalie. Concepută în leagănul răcoros și întunecos al pădurii, apa se maturizează pe măsură ce se ridică încet în adâncim. În drumul său ascendent, apa adună oligoelemente și minerale. Doar când este matură și nu înainte, va ieși din pântecul pământului sub formă de izvor. Ca izvor propriu zis, spre deosebire de izvoarele de scurgere, el are o temperatură a apei de aproximativ plus 4 grade Celsius. Aici, în lumina rece a pădurii, apa își începe ciclul său lung dătător de viață sub forma unui părâu strălucitor, vioi, translucid, care bolborosește, se învolburează și se rotește când își crește drumul spre vale. În mișcarea sa naturală, spiralată de răsucire, de autorăcire, apa își poate păstra energiile vitale interioare, sănătatea și puritatea. În curgerea sa, apa formează vârtejuri longitudinale spre interior, alternativ în sensul acelor de ceas și în direcția opusă a acelor de ceas, pe axa centrală a curentului, vârtejuri care răcesc și rerăcesc constant apa, menținând-o la o temperatură sănătoasă și ducând la un curs mai rapid, lamelar spiralat. Pentru a se proteja de efectele dăunătoare ale excesului de căldură, apa se adăpostește de soare grație vegetației atârnătoare pentru că odată cu creșterea căldurii și luminii, ea începe să-și piardă vitalitatea și sănătatea, precum și capacitatea de a însufleți și anima mediul prin care trece. Când ajunge în râu sau în un fluviu larg, apa devine mai tulbure și se încălzește, ceea ce face ca procentul se sedimentelor și aluviunilor să crească și cursul său să devină tot mai lent și mai inert. Pe de altă parte, aceste aluviuni protejează straturile mai adânce ale apei împotriva efectului de încălzire a soarelui. Fiind într-o stare mai densă, straturile reci din adâncime își păstrează forța de a deplasa sedimentele de dimensiuni mai mari, pietriș, nisip, din centrul cursului apei. În acest fel, pericolul inundațiilor este redus la minim. Mișcarea spiralată de vortex creează condițiile în care se inhibă germinarea bacteriilor dăunătoare, apa reușind să rămână ferită de boală. O altă proprietate a apei dătătoare de viață este căldură specifică ridicată. Această căldură specifică se referă la capacitatea și rapiditatea cu care o substanță sau un organism absorbe și eliberează căldura. Remarcabil este faptul că cea mai scăzută căldură specifică a apei se situează la 37,5 grade Celsius, cu numai 0,5 grade Celsius deasupra temperaturii de 37 grade Celsius a sângelui omului, ceea ce mai evolu evoluată dintre ființele naturii. Această proprietate a apei de a rezista schimbărilor rapide de temperatură ne permite și nouă să supraviețuim în cazul unor mari variații de temperatură datorită faptului că sângele are 80% apă. Apa are capacitatea de a reține mari cantități de căldură și dacă nu ar exista vapor de apă în atmosferă, această lume a noastră ar fi un pustiu rece și steril. Apa, în toate formele și cu toate calitățile sale, este astfel mediatorul la tot ceea ce înseamnă viață. Dușmanul numărul 1 al apei este căldura în exces sau supraexpunerea la razele soarelui. Rămâne atâta timp cât temperatura apei este sub valoare de 9 grade Celsius, conținutul său de oxigen rămâne pasiv. În asemenea condiții, oxigenul ajută la formarea microorganismelor benefice și a altor forme de viață organice. Dacă temperatura crește peste 9 grade Celsius, oxigenul devine tot mai activ și mai agresiv, ceea ce conduce la dezvoltarea bacteriilor patogene care infectează organismul din momentul ingerării apei. Această agresivitate datorită temperaturii mai ridicate nu se limitează numai la domeniul oxigenului, când apa devine supraîncălzită datorită defrișărilor tot mai răspândite, tiparul vârtejurilor longitudinale, care este foarte important pentru sănătatea apei și a noastră, se transformă în vârtejurile devenind transversale. Aceste vârtejuri să apă și scobesc în malurile râurilor și în lucrările de indiguire pe care le și dărâmă în final, creează gropi în albia râului, ceea ce conduce la o dezordine și mai mare într-un profil deja haotic al albiei. Apa, supusă unor asemenea condiții, își pierde caracterul și sufletul. Asemenea, oamenilor cu un caracter slab, ea devine din ce în ce mai violentă și agresivă, extizându-se în toate direcțiile și căutând să dea frâul liber furiei pentru a reveni la starea anterioare de sănătate și stabilitate. Datorită practicii eronate și nechipzuite a defrișării pădurilor, noi distrugem însuși fundamentul vieții. Pentru că, odată cu îndepărtarea pădurii, se întâmplă două lucruri foarte grave: în cursul său spre mare, apa se încălzește prematur, atât de tare încât căldura ajunge până pe albia canalului. Nu mai rămâne niciun strat de apă rece și dens, iar ca urmare sedimentele rămân depuse pe fond. Astfel se blochează cursul, se dislocă canalul și în consecință se produc inundații adesea catastrofale. Mai mult, din cauza lărgirii canalului, apa este expusă și mai mult căldurii soarelui, ducând la evaporarea extrem de rapidă în atmosferă. În multe cazuri, prin aceasta, atmosfera se supraîncarcă cu vapor de apă pe care nu îi poate reține în suspensie și apa se formează și așa se formează potopurile. După ce pădurea a fost îndepărtată, pământul se încălzește mult mai repede, ajungând la temperaturi cu mult peste cele normale și naturale. Solul uscat se încălzește de 5 ori mai repede decât apa. Acest lucru are un efect dublu. Respingerea de către solul mai cald a apei de ploaie căzute, a cărei temperatură în acest caz este în general mai scăzută. Apa de ploaie rece nu se va infiltra imediat în solul cald. Aceasta duce la răspândirea apei pe suprafața solului și la uh, și la neîncar neîncarcarea stratului de apă freatică. Astfel solul se usucă. O creștere a activității microbiene patogene dăunătoare vieții plantelor.